bun găsit, prieteni! Sunt Sorin Moroșanu, iar în cadrul proiectului C, în care discutăm despre oameni, creativitate și oraș, invitatul meu de astăzi este Șervan Țigănaș. Șervan Țigănaș este arhitect și profesor. A condus vreme de 8 ani Asociația Profesională a Arhitecților în calitate de președinte al Ordinului Arhitecților din România. Proiectele din zona arhitecturii în care a fost implicat sunt diverse, de la ansambluri rezidențiale la clădiri mixte și obiective cu profil public. Probabil în Cluj-Napoca cele mai cunoscute fiind Cluj Arena și Sala Polivalentă sau BT Arena mai nou. Are expertiză bogată în planificare urbană, iar foarte recent compania pe care a fondat-o a câștigat concursul de soluții pentru Centrul Integrat de Transplant Cluj. Felicitări și mulțumesc împreună cu partenerii noștri din Barcelona. Azi avem două teme de discuție. Ambele sunt extrem de vaste. De fapt, ceea ce încercăm să facem e mai degrabă o introducere. Și vom încerca să discutăm despre relația dintre creativitate și arhitectură și despre relația dintre planificarea urbană și creativitate. După cum am spus, sunt teme uriașe. De aceea astăzi vom face această introducere. Însă până ajunge acolo la a discuta despre cele două teme, Șervan, am două întrebări la care am să te rog să răspunzi pe scurt. Prima întrebare ar fi ce este pentru tine creativitatea și a doua întrebare ar fi dacă ai un model de creativitate, o persoană pe care o consideri cea mai reprezentativă figură pentru această idee a creativității. Mă bucur foarte mult, Sorin, că discutăm despre aceste subiecte și înainte de a-ți răspunde foarte, foarte precis, pentru că da, am și o idee despre creativitate și o personalitate pe care o admir. Vreau să spun că e foarte oportun să discutăm despre aceste lucruri și creativitatea mie mi se pare că devine mult mai interesantă pentru prezent, pentru dezbaterea prezentă, pentru că există o mare nevoie, recunoscută sau nu, intuită sau chiar instituționalizată, de schimbare de paradigmă generică. E vorba de nevoia de a căuta soluții pentru probleme globale, probleme planetare, sociale, climaterice, economice, de sănătate, din toate domeniile. Și lucrul ăsta înseamnă o accelerare extraordinară a gândirii, a intențiilor de căutare de astfel de soluții și creativitatea ar trebui să fie răspunsul. Iată o rațiune pentru a discuta. Ce înseamnă pentru mine creativitate? În primul rând o formă de inteligență, o atitudine, un tip de acțiune care este specific anumitor persoane, dar și grupuri, pentru că nu văd creativitatea ca un atribut strict legat de individ. Talentul, de exemplu, nu că e o noțiune erudită. Cred că putem să fim creativi în grup dacă avem metodă. Și aici iară vreau să lădesc puțin definiția. Cred că creativitatea are întotdeauna două componente care se îmbină. Mă rog, le pot separa mai mult sau mai puțin, asta este altă discuție. Există un dat, o predispoziție, există persoane care pot mai mult ca alții să se îndrepte către creativitate pentru că au aceste daturi și există lucruri care se învață, se formează. Adică cred că poți să te educi, poți să înveți metode, poți să-ți dezvolți creativitatea, poți să-ți dezvolți aceste aptitudini. Una peste alta este o formulă, un fel de a reacționa la existența unor stimuli, unor teme de rezolvat. Generalizez foarte mult pentru că, iată, și discuția noastră are un unghi de cuprindere foarte deschis. Okay. Oraș, mediu construit și așa mai departe, arhitectură, planificare spațială, planificare urbană și așa mai departe. Deci, cred că discuția despre creativitate se ridică la
felul în care răspunzi, dai soluții la astfel de stimul de care vorbeam. Și una dintre formule este să cauți soluțiile cele mai performante în biblioteca, în arhiva de soluții. Ce s-a întâmplat când cineva s-a întâlnit? Cum se rezolvă această problemă? Da? Și atunci optezi pentru calea bătută. Creativitatea înseamnă să accepți faptul că s-ar putea să existe o formulă care n-a mai fost oferită. Și asta înseamnă, din punctul meu de vedere, și vreau să termin definiția prin asocierea termenului de creativitate cu cel de speranță și optimism. Adică e extraordinar de... Când n-ai soluția respectivă, nu iau din bibliotecă, nu rezolvi problema prin documentare și pași bătuți, să sper că pot să găsesc, fără să știu de la început, că voi reuși acest lucru. Deci o persoană pe care o consider creativă? Leonardo da Vinci. Pentru că? Nu m-am întâlnit cu el, nu l-am cunoscut. Nici eu. Dar am avut ocazia, sigur, să îi sunt dedicate multe scrieri. Există la Milano un muzeu care îi dedică, un muzeu al științei tehnici și tehnologiei, care îi dedică un etaj întreg și care m-a fascinat. Mi se pare un personaj, bineînțeles, cu mult înaintea vremii sale, deci cu o minte care aș fi bucuros să o putem consulta acum, deci să-i dăm alte probleme. Bun, se poate vorbi despre genialitate, despre pluridisciplinaritate, de la medicină până la arte, de la mecanică pe care o stăpânea și o folosea în scop industrial și militar și așa mai departe, dar ceea ce m-a fascinat foarte mult și mi-a plăcut să scriu și am avut chiar și un mic capitolaș în cercetarea mea doctorală, în care spuneam că Leonardo da Vinci merita să zboare. Deci el a fost un precursor al zborului, a făcut aparate de zbor și așa mai departe, n-a reușit să zboare încă, probabil că n-a avut timp suficient. Dar asta a fost pentru mine aportul meu, să spunem, la concluzia. Sigur, cu toată modestia, Leonardo da Vinci merita să zboare. Și pentru asta cred că personalitatea lui inegalată mi se pare un refer. Nu pot să limit, nu e un model. N-am datele respective. Mulțumesc pentru aceste două răspunsuri. Să mergem la temele discuției noastre. Am spus cumva între ghilimele că arhitectura este cea mai publică dintre altele artele majore, deoarece are un dublu rol. Are un rol funcțional și are și un rol estetic. Astăzi există un consens pe anumite caracteristici ale creativității, în vreme ce pe alte caracteristici încă se dezbat idei. Conform clasificărilor făcute până acum, am putea spune că un produs sau o lucrare creativă trebuie să îndeplinească următoarele condiții. Să fie, pentru, repet, un produs sau o lucrare creativă, să fie nou, să fie util, să fie relevant și să fie eficient. Pentru cealaltă dimensiune mai artistică a creativității, cumva aceste caracteristici se modifică, noutatea este înlocuită de originalitate, se păstrează relevanța și intră în scenă emoție. Altfel spus, o lucrare artistică este cu adevărat apreciată dacă ea reușește să ne transmită o emoție, oricare ar fi ea bună sau ea pozitivă sau negativă. Cumva arhitectura îmbină cele două domenii, cele două dimensiuni, deoarece pe lângă rolul funcțional, eficient, util și relevant, acele lucrări de arhitectură, de fapt, sunt lucrări de arhitectură care reușesc să creeze și emoții. Aici n-aș vrea să dau exemple, sunt foarte multe. Până la urmă, construcția ajung să fie o suprafață pe care, o suprafață de mari dimensiuni, pe care arhitectul își proiectează viziunea sau concepția sa. Întrebarea mea este în felul următor. Unde sau cum vezi tu rolul creativității în procesul realizării unui produs sau unei lucrări de arhitectură sau un proiect de arhitectură? La toate nivelurile. Deci, creativitatea este prezentă în proces
în diverse forme, individuală și colectivă, de la imaginea de ansamblu și care de foarte multe ori se confruntă cu o decizie, cu o mare problemă, oportunitate construirii și după aceea încep să apară o serie întreagă de elemente. Eu aș mai adăuga la seria pe care ai spus-o tu și mă duc spre începutul definirii, ai spus că există această componentă publică. Noi spunem foarte mult și în multe, să spunem, state civilizate, nu știu dacă asta e o clasificare bună, arhitectura este recunoscută. Când spun recunoscută, înseamnă că este prezentă în politici, înseamnă că este prezentă în textele legale care definesc construirea, ca fiind de interes public. Acest interes public, mie mi se pare că este evident, dar nu este adoptat peste tot la fel. Depinde de comunități, de societăți, de state și așa mai departe. Acest interes public face parte din natura însăși a acestui domeniu. Altă discuție extrem de importantă, și mă întorc la problema procesului și creativității, este faptul că nu tot ceea ce se construiește se ridică la nivelul satisfacerii interesului public și existenței acestor elemente artistice, conceptuale, care să producă emoție. Unele dintre ele nici măcar nu sunt oportune din punct de vedere funcțional. Deci nivelurile de calitate, de oportunitate, de valoare până la urmă. Valoarea este cea care este percepută de individ, societate, comunitate, instantaneu sau în timp. Istoric sunt extrem de diferite și aici este o mare luptă. Revin cu întrebarea. Creativitatea în acest proces al realizării unei lucrări de arhitectură înțeleg că se află pe întreg parcursul sau ideea de început arhitectului, arhitectul are idee, vrea să, nu știu, primește o temă și dintr-o dată îl izvește așa un moment de inspirație și din acel moment începe el să-și construiască întreaga... E clară întrebarea, Florin. Răspunsul meu va spune așa, că fiecare arhitect lucrează altfel, fiecare echipă lucrează altfel, există foarte multă personalitate în creativitate. Deci nu interpretăm o partitură pe care a scris-o cineva sau nu respectăm o metodă, nu știu, matematică sau de cercetare sau știu ce, foarte, foarte bine precizată și pe care dacă o urmărim întocmai este rezultatul bun. Nu. Deci este o chestiune de personalitate și se manifestă diferit. Cu toate astea, în cadrul procesului despre care vorbim, creativitatea nu se manifestă omogen, cu aceeași intensitate. Și asta spuneam, că există momente cu precădere în fazele de început ale oricărui proiect, în care intensitatea căutării creative este probabil maximă. Deci atunci când e foaia albă, atunci când ești extrem de atent la datele din jur, la ceea ce cere clientul, public sau privat, la toate problemele astea de care am discutat, patrimoniu, context, sustenabilitate, trecut, viitor și așa mai departe. Și încerc să înțelegi cât mai bine ca să nu ratezi din, hai să spunem, ingredientele pe care le folosești în procesul creativ ceva care s-ar putea dovedi după aceea fundamental. Asta este o formulă extrem de intensă, cum spuneam. De foarte multe ori este personală. Deci se petrece, creuzetul creativității în acest caz este creierul omului. Și de foarte multe ori în procesul arhitectural acest efort de gândire este a unei persoane. Sigur că după aceea, pe măsură ce lucrurile se dezvoltă, de regulă arhitecții încep să se înconjoare cu partenerii lor, fie de aceeași profesie care încep să contribuie, pentru că procesul ar trebui văzut piramidal. La început avem o foaie albă, dar după aceea avem mii de alte foi. Da. Să te întreb cumva, am anticipat următoarea întrebare. Vreau să întreb dacă arhitectul e un lup singuratic, un geniu singuratic, un individ care stă așa în cabinetul lui cu foala de hârtie în față și desenează turnuri și domuri, sau este o muncă în echipă care se ajustează
pe măsură ce, nu știu, procesul evoluează. Pentru a face turnuri și domuri sau mari proiecte, arhitectul are nevoie de orchestră. Nu poate să emită sunetul acela atât de complex al unei catedrale dacă cântă singur. Pentru că pur și simplu nu poate atinge clapele, corzile, nu poate sufla în toate tuburile, orgii de unul singur. Deci este, problema este foarte complexă. Un om nu poate face decât cât poate face un om. Și atunci intervine problema timpului. Sigur, Gaudi, nici Gaudi nu lucra singur. De fapt, Gaudi, care își luase timp și spunea, nu, celebra replică, când era întrebat, dar când o să termin catedrala, și el spunea clientului, nu se grăbește, are tot timpul din lume, așa că lăsați-mă în pace cu lucrurile astea. Nu mai este așa, deci, pentru că prin construire răspundem nevoilor oamenilor, trebuie să ne grăbim, trebuie să găsim acest timp optim. Asta a schimbat procesul arhitectural și lucrurile nu se pot face decât în colectiv. Și atunci, arhitectul, chiar dacă de foarte multe ori în mintea sa, un singur individ, apare această viziune sau are puterea de decizie care i-a fost conferită prin poziția pe care are un proiect, este arhitectul principal unui proiect, este autorul principal unui proiect, el trebuie să știe să împartă, să delege și să coordoneze. Este exact poziția dirijorului, care într-o anumită situație, într-o anumită instanță, te putem întreba la ce instrument cântă. Pentru că el, de fapt, nu scoate niciun sunet. De fapt, răspunde de toate sunetele celelalte. Atunci, arhitectul are în misiunea lui nu doar să creeze, să-și imagineze, să transpună, nu știu, un desen, un model, în machetă electronică, nu are importanță mediul în care ne exprimăm. Dar el răspunde și de ce face pietrarul, și de ce face, nu știu, pictorul, sau zugravul, sau dulgherul, sau așa mai departe. Și iată, spuneam că este piramidală această chestiune, procesul de creație nu se oprește în proiect, se continuă în transpunerea proiectului în realitate și acolo există foarte multă creativitate tehnologică, nu vreau să exagerez, managerială, nu știu, de procesul. O casă este gata când este gata, când o putem folosi. Și atunci un proiect este, din punctul meu de vedere, o etapă a construirii și nu este un produs finit. De unde te înscrie? Sau cum te înscrie? Sau cum creezi? Adică mă gândesc că nu e la fel de secret pe cât e rețeta unui meniu faimos american care se vinde foarte bine. Care este rețeta ta? Nu este o rețetă. Fiecare proiect este, evident, ceva nou, este o provocare nouă, dar care beneficiază de experiența precedentă. Obișnuiesc să spun că experiența este ceva extrem de important care nu se poate cumpăra. Tu ai un ritual. Îți spun în cazul meu. Dacă da, eu vreau să... Da, fără de vreau, am nevoie de o doză suplimentară. Bineînțeles. Din trebuie să încrez. Mă plimb în anumite locuri. Iau anumite cărți sau albume pe care ascult anumită muzică. Te ajută muzica? Poftim? Te ajută muzica? Bineînțeles, totdeauna. Cred că pe toți ne ajută muzica. La ceva, nu știu, și la gătit. Mă refeream în acest proces al... Da, bineînțeles, bineînțeles. Deci există o stare și nu pot să mă gândesc. Vorbesc cu studenții despre nu știu, Grecia antică, spre exemplu, în care perioadă arhitectul era considerat foarte interesant. O persoană capabilă să intre în catarsis, să intre în dialog cu divinitatea. Da? Deci ei considerau că inspirația nu este de natură umană. Noi oamenii suntem jalnici, dar pentru că putem la un moment dat să avem un ritual, cum spui tu, și să intrăm să prindem frecvența comunicării cu divinitatea, ei ne transmit ceva și asta ar fi inspirația de factură divină transportată spre om. Asta sigur că pare anecdotic acum și legendele Olimpului sunt au aspecte anecdotice. Pentru da. Că ne-ai dus în istorie și în trecut, aș să fac o comparație, să spun o întrebare puțin mai delicată. Dacă bine mi-amintesc, arhitectul regelui, al despotului, al faraonului, era o poziție foarte importantă în establishmentul actual conducerii vremurilor respective. Adică aveai împăratul, regele, faraonul,
a doua persoană ca și importanță, în funcție de culturi, era fie comandantul oștirilor, fie sacerdotul, marele. Exact. Da? Iar a treia persoană era arhitect. Exact. După care urmau ceilalți, ministrul de finanțe și așa mai departe. Astăzi, da, să zicem că au trecut 2500 de ani de la acele vremuri, rolul arhitectului mi se pare că este important într-o societate, însă parcă nu mai acolo în top 3. De ce? E interesantă observația asta. Mă refer tot la ceea ce discut cu studenții, pentru că problemele astea mi se par foarte importante în formarea arhitecților, pentru că lucrez și la universitate, ne punem astfel de probleme și încercăm să anticipăm viitorul. Adică nu avem pretenția că știm cum trebuie făcute lucrurile. De primul student vin, deschid ochii și așteaptă această chestie. Spune cum trebuie făcute lucrurile. Eu spun cum s-au făcut până acum, apropo de istorie, care sunt problemele, care sunt provocările și tu vei fi cel care peste o vreme, după ce treci prin mentori, prin experiență și așa mai departe, să le rezolvi probabil și sper altfel, mai bine, de preferință. Deci spun studenților așa, arhitectura s-a schimbat foarte mult, rolul arhitectului, poziția în societate s-a schimbat și continuă să se schimbe. Nu este o involuție continuă. Au existat și momente de creștere, au existat momente de trecut cuantic, așa, dintr-o sferă în alta, schimbări de paradigmă și așa mai departe. Și spun așa că primii clienți ai arhitecților au fost divinități. Deci primul nostru client a fost, da, am făcut temple. Da. Restul se construia de către oameni fără aportul unei personalități educate în sensul construirii magnifice, sublime. Da? Acolo era. Am lucrat pentru divinitate. După aceea am lucrat pentru reprezentanții divinității pe pământ, cei care își arogau puterea supremă, exact cum spui tu. Faraonul, sigur, acolo ne întâlneam cu sacerdotul, cu generalul, cu așa mai departe, dar pe timp de pace aveam un rol continuu și extrem de important. Uneori ne mai șteau capul ca să nu mai facem altora la fel de frumos, când deja asta era răsplata supremă. Da, ai făcut foarte bine, minunat, stop, end of job. Deci de aici nu mai mult, da, avem și noi legende pe tema asta. Bun. După aceea s-a petrecut un lucru extrem de interesant. Sigur, bogăția repartizându-se, au început să recurgă la arhitecți și alții, și colo. Nu trebuia să fie neapărat puterea supremă. Era baronul local, să zicem, landlordul, tot așa mai departe, și la un moment dat chiar și burghezul, pentru că societatea s-a transformat. E bine, saltul cel mai spectaculos a fost în modernitate. Deci marele aport al arhitecturii moderne este, din punctul meu de vedere, nu atât renunțarea la ornament și schimbarea de paradigmă artistică, vizuală, prin care arhitectura devine nudă, devine, reprezentanta unei cu totul alte estetici. Nu acolo e, deși surpriza și percepția acolo a șocat. Și pentru că s-a democratizat. Arhitectura a devenit mult mai accesibilă. Locuirea colectivă, locuirea de masă, turismul de masă, litoralul românesc, dacă vreți o perspectivă a unui moment foarte bun, poate cred de apogeu al arhitecturii din România din anii 60, din mijlocul secolului trecut. N-are importanță sistemul politic, vorbesc de calitatea gândirii concepției. Literalul românesc apărea în 1960, nu mai știu exact anul apariției revistei, anii de construcție 1961-65, cam așa, apărea pe coperțile celor mai importante reviste de arhitectură din lume de la ora aceea, pe copertă, nu în dosar. Deci a fost absolut remarcabil. Și ce vreau să spun? Că această democratizare a făcut ca arhitectura să ajungă să slujească pe toată lumea, extrem de important, nu doar pe cei din interiorul zidurilor cetății sau de pe colina în care se află Palatul Princial. Și lucrurile continuă. Acum, în momentul în care arhitectura a făcut acest salt uriaș, bineînțeles că rolul arhitectului aparent s-a diminuat. Sigur că lângă Hitler stătea Speer,
Și, dar discutau de arhitectura aulică, de arhitectura care reprezenta statul, puterea și așa mai departe. Lângă Mussolini nu stătea un singur arhitect, au fost foarte mulți arhitecți, pentru că, bine, Italia are o situație culturală extraordinară, sunt arhitecți ca Giuseppe Terani sau mulți alții care au făcut o arhitectură excepțională sub dictatură, dar au făcut și o arhitectură adresată unor alte forme de clienți. Problema poate fi discutată foarte mult ca relație. Prin această democratizare, arhitectul a devenit într-un fel anonim. N-a mai fost, nu știu, hai să spunem, doctorul, da? Singurul la care trebuie să stai la coadă pentru că doar el știe. Au fost științele medicale, poate profesorii, poate cei care dețineau o serie întreagă de competențe s-au anonimizat prin democratizare. Se pare foarte interesant această posibilă excitație. Am să te rog să aterizăm în Cluj de la Mare și aș avea pentru final trei întrebări pe care cumva să le comasăm ca și răspuns. Prima ar fi un exemplu din zona creativității sociale din Cluj, socioculturale. Acel exemplu care ție ți-a atras atenția, zicem, în ultimii 5 ani de zile, sociocultural e suficient de vast, asta ar fi prima întrebare. A doua, dacă poți să, nu știu, identifici în Cluj o clădire care să fie cumva un exemplu pentru această discuție a creativității în arhitectură și de ce. Și a treia întrebare ar fi tot cu referire la orașul nostru, la Cluj, ce ar trebui să facă orașul, nu administrația, nu o componentă, nu diferite instituții, ci orașul în sine, dacă orașul ar fi o persoană, ce ar trebui să facă el pentru a-și valorifica creativitatea? Să le luăm pe rând. Tomeș Deliver. De ce îl consider un proiect interesant și creativ și creativ social? Pentru că el și-a propus de la bun început să transforme un model, nu să-l preia și să-l aplice. Mă refer la Street Delivery care a fost generat la București, în care sigur că există niște personalități care i-au pus bazele, nu pot să nu-l pronunț pe Șerban Sturza, care a originat ideea, el a fost creativilor acolo și după aceea au venit mulți care au făcut foarte multă treabă și și-au adăugat creativitatea piramidal, cum spuneam, și a ieșit un fenomen de, hai să spunem, coagulare socială și nu numai, creativă, cu anumite scopuri și mesaje foarte clare despre o nouă ordine în oraș. La Cluj, în momentul în care niște mesagere acestui fenomen și-au pus problema, ok, dar nu încercăm și noi la Cluj să folosim instrumentul, câțiva oameni foarte, foarte deștepți și am avut ocazia să discut cu ei și să intru în acest foarte mic grup, spuneam că la început sunt puțin și după aceea devin mulți, au spus, noi nu avem problema asta a străzii, a spațiului public. Aici cultura transformării spațiului public a început. Hai să ne luăm o temă locală de Cluj. Și a fost evident. Someșul și ce înseamnă Someșul și orientarea către râu, recâștigarea malurilor râului, spațiul public generat de Someș. Și asta a pornit de la această mișcare care era, mai să spunem așa, un fel de revoltă pașnică. Deci știți printre rânduri. Ne jucăm cu Someșul, ne bucurăm. Au fost atrase o serie întreagă de forțe creative sociale care existau în oraș, pe care le-am invitat să participe pe malurile Someșului și să facă acolo ceea ce își făceau ei oricum în creativitatea lor socială despre care pomeneam. De toate felurile. Și atunci rezultanta era foarte clară. Iată ce mult putem profita de Someș. Ei, ce s-a întâmplat? Foarte interesant. Someș Delivery continuă, dar nu mai este la fel de necesar. Pentru că mesajul a fost primit asumat de administrație, asumat. Da. Masterplanul pentru Someș s-a produs în urma unui mare concurs și așa mai departe. Deci de aceea spun că a fost un
exemplu bun de creativitate socială, pentru că a avut momentul acela foarte tensionat când încercau să creeze, să lărgească strada de pe mal, să amplifice infrastructura. Exact, a fost care se întâmpla imediat după prima ediție a lui Thomas Delivery și care a fost, cum spuneam, foarte, foarte intens, foarte, a fost ca o luptă în care foarte interesant, primarul și administrația au fost puși pe gânduri, s-au gândit, n-au vrut ei să renunțe chiar din prima, au vrut să verifice, mă, dar astea oare chiar au dreptate. Nu știu pe cine au mai consultat ei și ce au făcut, dar după aceea au zis, da, aveți dreptate și au preluat această misiune, iar noi am răspunsat ușurat și am zis, Thomas Delivery și-a făcut treaba. O clădire reprezentativă inclus din... O clădire pe care o aștept cu mare drag, pentru că chiar aș vedea-o de pe fereastra biroului care lucrez acum, dar care nu există încă, dar a fost, este contractată, este în proiectare, în urma unui alt mare concurs de arhitectură de care m-am bucurat, este extinderea, modernizarea Consiliului Județean din Mărăști. Consiliul Județean stă actualmente în clădirea a fostei Vân, o clădire... Da, vă rog să... Da. Transformați mimica în... Da. În evaluare. Mai degrabă caracter funcțional. Exact. Nu știu, nici măcar. Consiliul Județean a făcut acest concurs organizat cu Ordinul Arhitecților. Proiectul câștigat de o echipă remarcabilă din București. Stark se numește. Arhitecții Iulia și Florian Stanciu sunt lideri acolo. Propune o soluție absolut minunată. Deci ei îmbracă, ei îmbit printr-o arhitectură nouă clădirea existentă, folosindu-i, hai să spunem, într-o manieră sustenabilă, realmente sustenabilă, ceea ce are și poate, transformând totul, și ceea ce va rezulta va fi cu totul altceva. Una dintre transformările remarcabile care mi se pare că nu doar pentru acea clădire și pentru administrația județeană importantă. E un model și tot așa cum spuneam mai la început, o speranță că multe clădiri care au eșuat sau care s-au plictisit pot fi regândite, dar nu demolându-le și refăcându-le cu totul altfel, acolo sau în alt loc, ci pur și simplu înghițindu-le cu o gândire mult mai inspirată, mult mai generoasă și care rezolvă problemele pe care le-am. Aștept să o văd. Ultima întrebare într-un minut, deși poate cea mai dificilă întrebare. Întrebam dacă Cluj ar fi o persoană. Ce ar trebui să facă această persoană pentru a-și valorifica creativitatea? Să se căsătorească. Mulțumesc pentru că ai răspuns invitației noastre și sperăm să continuăm în perioada următoare discuțiile pe această temă, relația dintre arhitectură și planificare urbană și activitate. Mulțumesc mult! Cu mare plăcere!